Vă spun bună seara. Suntem deja în seara noua și ne vom pregăti în această seară pentru cel mai important subiect al seriilor de prezentare, intitulat Cancerul, fatalitate sau vină personală. Nu întâmplător am pus acest titlu pentru faptul că foarte multe persoane au impresia, în special ne-medici, că în momentul în care s-a bătut această boală peste ei sau peste aceste persoane, peste ele, au impresia că, practic, cancerul a căzut peste ele și a fost o fatalitate, o predestinare. Dacă părinții au avut cancer, predispoziția genetică face totul. Ei bine, vom vedea în această seară că cancerul este nu o fatalitate, ci o vină personală despre care foarte puține persoane știu. Ei bine, în această seară vom vedea ce vom putea face să nu mai avem de-a face cu această boală. Înainte de a intra în subiectul din această seară, vreau să vă povestesc o experiență personală, cum am ajuns să studiez despre această boală. Este un lucru de-a dreptul uimitor, aș spune, în modul în care Dumnezeu m-a condus pentru a cunoaște mult mai multe lucruri despre această boală. Acțiunea se petrece în 1993, am terminat facultatea de medicină la Timișoara cu media 9,70, totuși o medie nu suficient de mare pentru a prinde un loc în stagiul care urma să-l fac la chirurgie. Erau 4 stagii, fiecare stagiu de un trimestru, ei bine, unul dintre stagii era la chirurgie. Datorită faptului că alți colegi au avut medii mai mari decât am terminat eu, nu am prins în loc să fac stagiul la chirurgie, așa cum am spus, acolo unde mi-am dorit, la un profesor despre care aveam o stimă deosebită și la rândul lui mă cunoștea, ci în altă parte la chirurgie oncologică. Când am auzit de chirurgie oncologică, să pice cerul pe mine. Ce să fac, ce să caut eu printre persoanele cu cancer? N-am vrut în ruptul capului să fac așa ceva și chiar mi-am pus în gând, a doua zi când am aflat de repartiția respectivă, să merg la profesorul în cauză, să-l rog să mă accepte. Eram convins că mă va accepta fără alte bonusuri din partea mea. Mă cunoștea, îl cunoșteam foarte bine și spuneam că voi rezolva această problemă. M-am culcat seara, înainte de asta m-a rugat pentru a avea reușit a doua zi. Și în timpul nopții se întâmplă un lucru foarte interesant. Mergeam, m-am văzut mergând spre clinica unde lucra profesorul la care doream să fac eu stagiu și la un moment dat în față mi-apare un gard. Dacă ceva am învățat în armată, dar să sar garduri am învățat. Nu s-a inventat încă gardul pe care să nu-l pot sări, chiar dacă ar fi de sârmă ghimpată, dacă prin săritură am atins sus cu vârful degeturilor, gardul ăla s-a sărit. Am sărit gardul respectiv fără probleme, mai merg grăbit, încă un gard. Îl sar și pe al doilea, încă un gard. Când am văzut al treilea gard, m-am trezit. Mi-a fost foarte clar că sunt oprit să merg în acea direcție. Și am acceptat să fac stagiul de chirurgie la chirurgia oncologică. Și am început stagiul la chirurgia oncologică, sincer să vă spun, nu mi-a plăcut de nicio culoare, însă, la un anumit moment dat, am reușit să stabilesc o legătură deosebită cu o doamnă de acolo, pacientă, major în armata română, care avea sânii ambii, prinși de noduli canceroși. Suplimentar avea în axilă, spunem noi în termen medical, de sub braț, și într-o parte și într-alta, plin de ganglion. Această doamnă a fost operată, am reușit să stabilesc o legătură deosebită cu doamna respectivă, chiar am ajuns să ne vizităm reciproc, și eu la dânsa și invers. L-am cunoscut și pe soțul domniei sale, tot major în armata română, și la un moment dat, doamna după externare urma să revină pentru niște analize. Și profesorul de la clinica de chirurgie oncologică îmi spune, domnul doctor, te duci și spui doamne respective că am văzut că vă înțelegeți foarte bine, că tot o să fie bine, că tot o să fie frumos, dar de fapt să știi că are metastaze. Și puțin probabil să mai trăiască 6 luni. Tatu încurajează-o că o să fie bine și o să reușească și moralul și îmi ține dânsul discurs. Montat, cuplat de profesorul respectiv, mă duc la doamna respectivă. Și îi spun varianta profesorului, că o să fie bine, că o să nu știu ce. Bun. Doamna se încurajează, fericită, nu știu ce, dar că mai trebuie să revină la niște analize și cumva va fi.
Însă pe drum, niciodată nu mai am trăit asemenea sentiment că trebuie să mă întorc înapoi și să-i spun adevărul. Am mai făcut niște pași, am mai făcut niște sute de metri, trebuie să mă întorc înapoi și să-i spun adevărul. Am mai mers niște metri, din nou, trebuie să te întorci înapoi să-i spui adevărul. Ce să-i faci? M-am întors înapoi. Am întors înapoi, cioc, cioc, cioc la ușă, nu vă supărați să-ți uitați ceva, mă întreabă soțul doamne. Nu, chemați-o, vă rog frumos, pe doamna, că trebuie să-i spun totuși ceva foarte important. E, cu tact, i-am spus doamnei cum de fapt stau lucrurile. Într-adevăr, a fost curățat sânul până la peretele toracic, s-a curățat în axilă cât s-a putut, dar nu complet, pentru că anumiți ganglioni prindeau sau erau foarte apropiați de vase și nervi mari, și în cazul acesta, ce a mai rămas, ulterior a mers în metastaze. Și chiar i s-au depistat metastaze punctiforme în coloana vertebrală. Și doamna respectivă îmi spune, domnul doctor, asta e situația, asta e situația. Problema este următoarea. O vedeți pe fiica mea. Avea o fetiță de 6 ani. Fata asta trebuie să crească cu mamă. Domn doctor, ce pot să fac ca să mă vindec de cancer? Am făcut radioterapie, am făcut chimioterapie, am făcut degeaba aceste lucruri. Fetița asta va trebui să crească având mamă. Domnul doctor, ce să fac? Să cadă cerul pe mine. A zis, stimată doamnă, nu știu ce trebuie să faceți, n-am mințit-o cu nimic. Din pământ de iarbă verde, vă scot în cel mai scurt timp un protocol de cură naturală. Din pământ de iarbă verde, în 10 zile i-am scos un protocol de cură naturală de la un cadru universitar, tot din Timișoara, de la dermatologie. Și doamna respectivă s-a apucat să urmeze o cură naturală anticancer. Nu făcută de mine, pe vremea aceea nu aveam protocol, acum am, făcut de mine, o cură naturală de cancer. Și doamna a fost extrem de riguroasă, a avut o motivație puternică de a trăi, nu s-a mai dus la nicio analiză, trăiește și în zilele noastre, fetița s-a măritat deja și s-a făcut bine. Văzând că doamna nu mai vine la repetate analize, dar mai ales era chimio-radioterapie, cine a luat toate șuturile în anumite zone ale corpului? Subsemnatul. Însă, din acel moment, am început să văd într-o altă perspectivă tratamentul natural al cancerului. Până atunci nu știam absolut nimic, știam doar linia oficială, radiochimioterapie. Din acel moment am văzut că sunt situații și nu rare în care o cură naturală corect și bine condusă poate determina rezultate excepționale, mai ales în cancer. Ei bine, au mai trecut niște ani, am studiat enorm pe această temă și, cum v-am spus, în 2001 am ajuns în termoelectrica. Și acolo am avut un pacient la care am ținut foarte, foarte mult. Ei bine, și în acel moment, în Galați, nu existau nici radio, nici chimioterapice, de nicio culoare. Și în urma unui control periodic, la un pacient de la locul de muncă al meu, i s-a descoperit cancer pulmonar cu celule mici. Ei bine, ce să fac, domnul doctor? Această formă este o formă extrem de agresivă de cancer, puteți să vă interesați, deci cancerul pulmonar cu celule mici, melanomul malign, o tumoră de piele, și de asemenea cancerul pancreatic, sunt trei forme de cancer care merg cu o viteză teribilă. Unii spun că și cancerul de sân la bărbați este cam la fel de agresiv, dar oricum aceste trei forme pe care vi le-am menționat sunt extrem, extrem de agresive, merg foarte rapid. Și în urma studiilor pe care le făcusem în cei vreo 8 ani până în momentul respectiv, am înghebat pe loc, radiochimioterapice nu existau în momentul acela în Galați, am înghebat pe loc, pe 6 pagini, format A4, ce să facă, ce să nu facă, cum să facă anumite jonglerii între anumite alimente, pacientul respectiv a respectat dorind să trăiască, a respectat la literă tot și în mai puțin de 6 luni s-a vindecat. Cancer stadiu 2 cu celule mici, pulmonar. Problema e următoare. La final
de tratament, când pacientul se vindecă de cancer, orice persoană care a condus un astfel de tratament natural, normal, spune, omule, te-ai vindecat, rămâi pe un anumit tip de alimentație de protecție, suplimentar pe încă un factor major de protecție anticancer, dar gata, s-a terminat cura, ești liber. Nu! Acest pacient atâta groază a trăit odată ce a fost ștampilat cu cancer, că a refuzat și în zilele noastre să mai iasă din cura naturală. Și am spus, dragul meu, ai două mari riscuri dacă rămâi pe cura naturală. Unul la mână, să sari 100 de ani, și doi la mână, să nu mai treci vreodată pe la doctor. Dacă ți le asumi, înainte. Într-adevăr, în zilele noastre, acea persoană are în jur de 58 de ani și dacă îi dați 35, eu mă împușc. Arată excepțional, este o persoană la 1,90 m, puțin supraponderală de dă la dă dieselul. Au mai trecut niște luni, una dintre directoarele la locul de muncă unde lucram, vine la mine înspăimântată, auzind de cazul respectiv, domn doctor, ce să mă fac, mama are cancer. În Galați nu se găsesc deloc chimioterapice, ce ne faci? Doamnă, este o soluție. Experiența am pe o persoană. Urmați și puțin probabil să nu se vindece. N-au trecut 6 luni, au trecut 8 luni, doamna s-a vindecat. Din acel moment am prins curaj la rândul meu, suplimentar protocolul de la 6 pagini, în ziua de astăzi are 48 de pagini, dacă la început scria cu litere mari, așa? Acum scrie, dacă pe cine cunoaște la calculator, scrie cu litere de 10 în 48 de pagini. Deci foarte multe precauții, mult mai multe date, mult mai multe componente, durata de tratament a scăzut foarte, foarte mult și oamenii au șanse mult mai mari de vindecare. Deci am vrut să vă spun, această experiență deosebită, care pe mine cel puțin m-a legat fedeleș de problema și tematica cancerului. Ei bine, prezentarea din această seară pentru mine are o miză enormă. De ce? Vreau să vă spun faptul că în România, tot a 8-a femeie riscă să facă cancer de sân. În fiecare an în România, 5500 de femei mor datorită cancerului de sân. Deci, această seară va avea o presiune cu totul excepțională asupra mea, de modul în care vă voi convinge că există anumiți factori care ne pot duce la sănătate și de modul în care vă voi convinge că există anumiți factori extrem de periculoși care pot să genereze cancer, dumneavoastră veți face sau nu veți face cancer. În seara aceasta, misiunea mea este foarte grea, am emoții foarte mari, poate nu se observă, dar voi tenta să accentuez lucruri pe care aproape sigur dumneavoastră nu le cunoașteți. Vreau să vă mai spun și faptul că în urmă cu vreo 7 luni, în centrul Clujului, s-a făcut o campanie, bunicică zic eu, împotriva cancerului de sân. Și se răspândeau pliante la toată lumea, campanie împotriva cancerului de sân. Și am întrebat, domnule, dar ce să fac ca soția să nu facă cancer de sân? Păi ci că să vină la mamografie, domnul meu. Nu m-ai înțeles bine. Ce să facă soția să nu facă cancer de sân? Și că să vin la mamografie. Dragul meu, repet întrebarea. Ce să mănânce, ce să nu mănânce, la ce să se expună, la ce să nu se expună? Și că să vin la mamografie. Ori am fost dus de acasă, ori campania era strâmbă. Și vom vedea că această campanie era strâmbă rău. Vreau să mai spun ceva. Într-adevăr, contează foarte mult ca, virgulă, cancerul să fie depistat în faze precoce. Preferabil nu prin mamografie. De ce? Pentru că este o procedură iradiantă, nu are o fidelitate deosebit de mare, sânul femeii respective este comprimat uneori extrem de dureros între doi tamburi. Ei bine, ecografia de părți moi, sau mai exact, ecografia de sân, vede mult mai bine și nu este iradiantă, suplimentar, nu este un procedeu traumatizant pentru sânul persoanelor respective. Și acum intrăm efectiv în subiectul din această seară. Dacă în foarte multe țări ale lumii
Boala canceroasă va reprezenta până în anul 2025 a doua cauză de mortalitate. Rețineți că în România deja de mai bine de 10 ani cancerul reprezintă principala cauză de mortalitate, mult înaintea bolilor cardiovasculare. Dacă pe pământ, v-am spus, la fiecare 5 secunde, deja suntem la 15 minute de prezentare, 15 ori 20, 300 de persoane au murit deja pe pământ datorită fumatului. Ei bine, rețineți că la fiecare 3 secunde pe pământ moare o persoană din cauza cancerului. Deci este o boală catastrofală care în ultimii ani este un flagel care seceră mii și milioane de vieți. Tot a cincea persoană de pe glob a avut, are sau va avea cancer pe parcursul vieții. Însă, primul lucru care trebuie să-l aminte în această seară, există o distinție netă și clară între animalele ierbivore și cele omnivore sau carnivore. La ierbivore, frecvența cancerului este cu totul și cu totul excepțională, pe când la carnivore, frecvența cancerului este foarte, foarte răspândită. Deci, primul semnal de alarmă. Vom vedea puțin mai departe. Ce înseamnă cancer? Puțin dintre noi știm ce înseamnă cancer. Practic, pe parcursul unei zile, nu vă speriați, nu vă îngroziți, este o realitate, și în corpul meu și în corpul dumneavoastră se pot forma cel puțin 1000 de celule canceroase. Cel puțin 1000. Sunt studii care spun că pot să se formeze chiar 10.000 de celule canceroase. Însă, datorită unui sistem extrem de bine pus la punct, un anumit tip de globule albe, pe cine interesează se numesc limfocite T-killer, acest sistem, cum a văzut celula canceroasă, cum o mănâncă? În anumite zone. Și astfel, corpurile noastre pot să treacă prin viață și să nu facă cancer. Însă, dacă apare o deprimare a apărării corpului, dar nu de azi pe mâine și nici de azi pe săptămâna viitoare, ci măcar un 2-3 luni, un stres puternic, alimentație catastrofală, vom vedea, fumat, și alți și alți și alți factori, ei bine, apărarea corpului scade, printre care scad și aceste limfocite T-killer. Și în acest moment, celulele canceroase încep să se dezvolte nestingherit. Însă ele sunt foarte deștepte și zic următorul lucru, băi, noi ne dezvoltăm, dar dacă alea se trezesc, ne mănâncă. Și atunci, hai să facem ceva ca, virgulă, chiar dacă limfocitele T-killer se trezesc, ele să nu ne mai mănânce. Și atunci, se învelesc într-o mantie de fibrină, dumneavoastră înțelegeți plastic, și suplimentar eliberează în circulația sângelui niște substanțe ca, virgulă, chiar dacă se retrezesc limfocitele T-killer, se treacă pe lângă și să nu mai le recunoască. Și atunci tumora canceroasă începe să crească. Și crește, și crește, și crește. Primul baraj ganglionar, al doilea baraj ganglionar, al treilea baraj ganglionar. Doar tumora înseamnă până aproximativ în 2, unii zic 3 cm, ca regulă generală există și particularități, înseamnă cancer stadiu 1. În momentul în care a prins ganglionii din jur, înseamnă stadiu 2. În momentul în care a prins ganglion la distanță, înseamnă stadiu 3. În momentul în care a ajuns să metastează, este stadiu 4. Deci acestea sunt stadiile bolii canceroase. Acum, vreau să vă spun că, virgulă, ca să fie vizibilă o tumoră, aceasta trebuie să aibă cel puțin un milimetru. Iar ca să aibă un milimetru, această tumoră va avea milioane de celule canceroase. Însă, dacă aceste celule vor crește, răsunetul lor asupra organismului va fi cu atât mai grav cu cât forma de cancer este mai agresivă. Ulterior, tumora își va trage vase de sânge
se va alimenta doar pe ea în dauna întregului organism. Încă din această seară, poate chiar din acest moment, vreau să vă spun un lucru foarte important. Am văzut în serile trecute beneficiile în anumite situații ale vegetarianismului total. Am zis că vegetarianul total poate să mănânce cu 15% caloric mai mult, că nu se îngrașă. De ce? Are țesut graș brun. Vegetarianul total are cu 40%, cel puțin la sută, mai puțină vitamină K. Datorită acestui fapt nu face cheaguri. Nefăcând cheaguri, nu paralizează și nu face infarct. Ei bine, la vegetarianul total s-a mai observat un lucru. Vegetarianul total normoponderal nu face cancer. De ce? Există o carte care o avem la standul de cărți, v-aș recomanda nu să o cumpărați, ci să o mâncați. Această carte se numește Studiul China. O carte făcută, este cel mai mare studiu care s-a făcut vreodată din punct de vedere al nutriției, făcut pe aproximativ 2 milioane de persoane și pe 20 de ani. Deci este un studiu covârșitor. Și această carte explică fenomenul. Care este fenomenul? În momentul în care în corpurile noastre intră o substanță procancerigenă. N-ai ce face, intră. Această substanță ajunge în sânge. Ce vrea să facă corpul? Corpul tentează să o prăjească cu antioxidanți. Reușește în cea mai mare parte, e, uite că sunt situații când nu reușește. Dacă nu reușește, deschide pori prin membranele celulare, acea substanță ajunge în nucleu, alterează diviziunea normală și o trimite în cancer. Așa ceva se întâmplă la o persoană ne-vegetarian total. E, uite că la vegetarianul total se întâmplă altfel. Cum se întâmplă? Intră substanța procancerigenă în sânge. N-ai ce face, tot intră. Încearcă prăjirea cu antioxidanți. În 99%, deci procentul e redutabil, reușește distrugerea. E, uite că în 1% nu reușește. Ce face? Baraj de membrană. Substanța respectivă nu mai intră în celulă. O ia frumos, o duce la ficat, o conjugă cu acidul glucuronic, îi dă o formă solubilă, o trimite în rinichi, fiind solubilă și o elimină prin urină. Și mi-a părut bine. Deci, substanțele procancerigene nu ajung în nucleu și nu pot să-și facă treaba. Doar la vegetarianul total, care este și normoponderal, acesta nu va face cancer. V-am promis cu o seară în urmă că vă explic mecanismul. Mergem mai departe. Stadiile cancerului. Repet, celule canceroase decelabile într-un anumit țesut, dar nu putem identifica o anumită tumoră localizată. Stadiul 0. Tumoră, deci ce se întâmplă? Ca o, cum să spun, generalizare. Există foarte multe particularități în funcție de localizarea cancerului. Dar pentru persoanele nedoctori este suficient dacă știți acest lucru. Deci, o tumoră aproximativ de 2-3 cm, repet, înseamnă stadiu 1, dacă sunt prinși ganglionii locali, stadiu 2, ganglion la distanță, stadiu 3, stadiu 4 înseamnă apariția și prezența metastazelor. E, uite, un lucru foarte interesant. Mi s-a părut interesant să vă menționez și faptul că tot în Sfânta Scriptură, deci în Biblie, se afirmă că ochiul nu vede pentru el, ci vede pentru tot corpul. Urechea n-aude doar pentru ea, ci pentru tot corpul. Adică, orice organ al corpului nostru este de un altruism feroce. Deci tot ce face are în grijă și tot sistemul nu cumva să aducă daune, ci să participe la bunăstarea sistemului. Orice celulă sănătoasă. Însă celula canceroasă o interesează doar propria ei bunăstare. Ea să se dezvolte, ea să crească, să se cătuiască de rezerve orice zonă a corpului și chiar să crească în dauna tuturor și culmea nu interesează dacă va distruge și organismul și pe chestia asta va muri și ea. Cu alte cuvinte, egoismul extrem și feroce înseamnă cancer în corp. Egoismul în societate înseamnă cancerul societății. Ei bine, așa ceva este cancer. Se cătuiește corpul de minerale și vitamine.
produce hormoni, cel mai adesea interferând cu cei pe care îi produce corpul și alterând metabolismul normal al corpului. Comprimă anumite vene, practic apar edeme. Comprimă anumiți nervi, pot apărea dureri feroce sau din contră paralizie. Poate produce chiar manifestări la distanță și alte și alte probleme majore le dă această tumoră. Simptome generate de cancer. Vreau să vă spun faptul că cancerul poate să se dezvolte până în faze extrem de avansate, ca o regulă, fără nici un simptom. Caz concret. Eram în anul 4, student la medicină, și asistentul universitar la care eram repartizați ne prezenta niște radiografii de oase. Făceam radiologie. Radiografii de craniu și diverse alte lucruri. La un moment dat, îl caută o persoană că vrea să facă o radiografie pulmonară. Și o întreabă doctorul respectiv. Domnule, da, pentru ce vă trebuie? Pentru conducerea auto. Îmi pare rău, vă dau ștampilă, am studenți, stau cu ei. Nu, eu vreau să fac rază. Băi, toată lumea nu știe cum să ia ștampila și să plece mai repede, ăsta vrea să facă radiografie. Omule, tușești, te doare ceva, te ține ceva, ai probleme cu respirația, ai ceva? Nu! Păi atunci îți pun ștampila, du-te, condu fericit și nu, eu vreau să fac rază. Gata, tată, facem rază. Bun, mi-a lăsat pe noi 10 minute, i-a făcut omului ca să-l fericească radiografia, când vine cu ea developată, înțepenește. Plămânii erau plini, plini, plini de metastaze. Fără nici cel mai mic simptom. Omului să pusese pata că trebuie să facă rază. Dar de ce? Nimic. I-a dat avizul, a mai condus 3 luni, la revedere. Deci cancerul poate să meargă până în stadiile cele mai avansate fără nici cel mai mic simptom. Sunt situațiile melanomului malign. De pildă, melanom malign înseamnă o mică aluniță pe nas sau în altă parte, chiar cât gămălia unui ac. Și când faci o radiografie, plămânii sunt full de metastaze. Din acea micuță, micuță aluniță. Deci sunt dezvoltări canceroase care merg până în faze extrem de avansate, fără nici cel mai mic simptom. Însă, există și analize specifice care pot depista cancerul în faze cu totul și cu totul precoce. Din păcate, îmi cer scuze pentru colegii oncologi, de multe ori aceștia nu indică aceste analize. Se numesc markeri tumorali. Sunt unii generali care nimeresc orice localizare a cancerului, dar sunt și markeri tumorali specifici. Adică, orice celulă canceroasă, în momentul în care apare în corp, lasă de pe suprafața ei, ca să mă înțelegeți dumneavoastră mai bine, un soi de puf, puf care poate fi decelat la o analiză, dar specifică, de sânge. Deci nu orice fel de analiză de sânge. Alteori, simptomele pot fi drastic confundate, chiar de un medic foarte bun și competent, cu o altă boală. De asemenea, boala canceroasă se poate manifesta și benign. Adică, există tumori care cresc până la un anumit nivel, după care se opresc în creștere și rămân așa perioade lungi de timp. Este vorba, sau mai exact, este vorba de tumorile latente. Și v-am spus în serile trecute că la persoanele omnivore, care mănâncă de toate, există situații, cam 20, chiar 30% din cazuri, în special în zona abdominală, se formează tumori latente, care cresc până la un anumit moment dat și se opresc în evoluție. Și stau cu minți. Și pot să stea cu minți, în cele mai multe cazuri, până la 90 de ani, pacientul moare de boala ță și când îi se face o necropsie sau autopsie, doctorii rămân consternați, păi stai că erau nu știu câte probleme în abdomen. Dar de care pacientul n-a știut. Însă, din acest punct de vedere v-am spus, dacă nu sunteți vegetarian total, după vârsta de 55 de ani, spun eu, 60 de ani, spun alții,
pentru siguranța dumneavoastră, nu cumva să mai consumați lăptișor de matcă, rădăcină de ginseng, cereale germinate sau fulgi de cereale germinate. De ce? Acestea conțin hormon de creștere și pot să trezească astfel de tumori latente și să vă trimită în cancer de nu se poate. Însă, dacă sunteți vegetarian sau vegetariană total de 3 ani și peste, în acel moment nu mai aveți în corp tumori latente și puteți consuma, indiferent de vârstă, astfel de produse. Mergem mai departe. Există totuși anumite manifestări care ne pot duce cu gândul la cancer. O anumită persoană începe să scadă în greutate și scade și scade și scade, periculos de mult față de până acum. Sau există persoane care au pigmentări cam ciudate ale pielii în anumite zone, pe gât sau în alte zone, pigmentări care au apărut în ultimul timp și atenție, atenție poasardă. Sau tuse. Da, principalul simptom, cazul meu de pildă, tuse la un astmatic. Tuse, lipsă de aer și un anumit șuierat. Este astm bronhi. Dar dacă o persoană n-are astm bronhi, nu este răcită, nu este alergic și tușește o perioadă mai lungă, hopa, atenție că ceva nu-i regulă. Expectorează. Sau singura sângerare admisă este sângerarea la ciclu menstrual la femei. Orice altă sângerare, chiar la femei, în afara ciclului menstrual, nu e regulă și trebuie cercetată foarte, foarte bine. Bineînțeles, poate fi o rană, o plagă, un accident de mașină, dar dacă nu este cazul de așa ceva, atenție mare, pot fi probleme. Alternanțe constipație-diaree, apariția unor secreții patologice, și alte și alte și alte probleme. Chiar o tumoră identificabilă într-un anumit organ. De asemenea, o tumoră poate să dea durere, poate să dea modificarea vocii, paralizii de nervi cranieni. De asemenea, la plămâni, în pleură, se poate acumula lichid. Pot apărea amețeli, demențe de diverse grade sau chiar accese epileptiforme. Pot fi multe probleme de genul acesta. Sau pot exista anumite manifestări endocrine produse de această tumoră. Sau pot exista situații de anemie, care nu cedează la nimic. Reacții leucemoide, astenie și alte și alte și alte simptome. Dacă uitați absolut tot ce am spus până acum și absolut tot ce voi spune în continuare, nu mă voi supăra. Dar nu cumva să uitați acest diapozitiv și cel care urmează. Cine știe aceste lucruri, va putea chiar el, și nu trebuie două facultăți, să conceapă propriul protocol anticancer. Ce s-a constatat la pacienții cu cancer? Sunt niște lucruri foarte importante, esențial de cunoscut. S-a constatat că în sângele persoanelor cu cancer, nivelul antioxidanților este extrem, extrem de scăzut. Concluzia. Ce putem face pentru o persoană cu cancer? Să-i creștem nivelul antioxidant. Cu ce? Cu carne, lapte, brânză, ou. Nu? Păi nu. Cu sucuri naturale din fructe și legume. De asemenea, antioxidanții protejează corpul prevenind cancerul, respectiv sunt substanțe extrem de benefice în tratamentul natural anticancer. Aportul antioxidanților va trebui să fie puternic la aceste persoane. Ca o mică paranteză, există un indicator de eficiență sau o unitate de măsură, ORAC se numește, Oxygen Radical Absorbed Capacity. Ei bine, o persoană care nu are cancer va trebui să aducă în corpul său ca unități antioxidante în jur de 5.000 pe zi. Ca o mică paranteză, un pahar de must, dar nu de vin, un pahar de must de struguri negri aduce doar acel pahar 5.200 de unități antioxidante.
Dacă pe lângă acel pahar, pacientul respectiv sau persoana respectivă consumă și legume și fructe cât mai colorate, cum vom vedea în continuare, are o protecție suficientă și eficientă. Un pahar de suc de portocale, înțelegeți printr-un pahar de suc de portocale, 200 de mililitri, are aproximativ 2000 de unități antioxidante. Ei, la un pacient cu cancer, dacă pentru prevenție sunt necesare 5000 de unități, în terapie sunt necesare peste 30-40 de mii de unități, dar pentru siguranță este foarte bine să se urce chiar la peste 100 de mii. Anumite plante, în starea lor nativă, conțin foarte mulți factori antioxidanți. Reciproc, toate produsele de origine animală consumă din antioxidanții corpului. Concluzie. Cum va trebui să fie alimentația pacientului cu cancer? Cât mai multă carne, lapte, brânză, ou, dacă vrem să scăpăm cât de repede de acea persoană. Așa-i? Mai departe. Alte ori, prin absorpția sau prin digestia unui produs de origine animală, se produc anumite substanțe, aduceți-vă aminte când am vorbit în seara a cincea, când un aliment de origine animală ajunge în tubul digestiv. Ce se formează? Putrescină, cadaverină, histamină, amoniac, indol, scatol și alte substanțe, care, fiind în cantitate mare, produsele de origine animală, aduceți-vă aminte ce v-am spus încă din seara a cincea, ajungând în intestinul gros, putrezesc. Și acestea generează astfel de substanțe periculoase în cantitate mare. Însă la persoanele vegetariene, aceste substanțe, chiar dacă se produc prin fermentație, nu prin putrefacție, acestea au baraj fibros, produsele de origine vegetală conțin fibre vegetale, care le drenează și le trimit spre exterior la eliminare. Mare atenție și la acest diapozitiv. Dieta persoanei care are cancer va trebui să fie exclusiv sau aproape exclusiv crudivoră, iar orice aliment de origine animală va fi evitat. S-a demonstrat, fără putință de tăgadă, că există anumite substanțe în plante care, unul la mână, dau distrugere tumorală directă. Foarte important. Alte substanțe distrug învelișul tumorii și concentrează acei antioxidanți în tumoră și o, mă scuzați de expresie, o perpelesc, o ard, o prăjesc. Mai departe. Alte substanțe distrug vasele care alimentează tumora. V-am deconspirat cu o seară în urmă, soia, prin două substanțe, genisteina și daidzaina, face acest lucru. Uleiul de in face acest lucru. Resveratrolul face acest lucru, adică colorantul negru din toate fructele și legumele de culoare violet intensă spre negru, și uleiul de in face această treabă. Pardon, și sulforafanul din varză face acest lucru. E, există substanțe care stimulează acel tip de globule albe care să mănânce tumora. Rețineți dumneavoastră un fapt foarte important. Distrugerea tumorală directă, distrugerea vaselor tumorii, concentrarea antioxidanților au eficiență în distrugerea tumorii efective de 33, cel mult 40%. Baza bazelor se numesc limfocitele T-killer. Dacă acestea luptă, cazul va fi câștigat. Dacă acestea nu luptă, cazul va fi prelungit. Există șanse mari ca, virgulă, acel caz să fie pierdut. Radiochimioterapia, taman, limfocitele T-killer le distruge. Și aici se pierde esențialul în lupta naturală împotriva cancerului. Mergem mai departe. Eu vă întreb, dacă în natură găsim remedii naturale cam pentru orice boală a unui stil de viață nesănătos, oare nu vom găsi și pentru cancer? Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Se naște o persoană fără o mână.
Cât o fie de vegetariană pe parcursul vieții, nu o să-i crească mâna la loc. Dar o persoană care ajunge să facă hipertensiune, face cardiopatie ischemică, chiar diabet zaharat, dar cu atât mai mult cancer, există în lumea vegetală substanțe în plante care au proprietăți excepționale de distrugere a factorilor procancerigeni. Suplimentar. Pe parcursul seriilor de prezentare, nu scrie pe acest diapozitiv, dar vă spun eu, rețineți faptul că în seara a cincea, sau tot în seara a cincea de prezentare, când am vorbit despre alimentație, v-am spus și faptul că în toate produsele de origine vegetariană, raportul potasiu la sodiu este de 5 la 1, cu efect puternic anticancerigen. Însă în toate produsele de origine animală, raportul este de 2 sau chiar peste 2 la 1 sodiu-potasiu, cu efect procancerigen. De asemenea, aduceți-vă aminte tot în seara 5 ce v-am spus. Dacă avem un raport omega 6 per omega 3 sub 3 la 1, avem antiinflamare, antireumatism, sângele se subțiază, de asemenea, nu facem cancer. Însă, în produsele de origine animală, raportul acesta este mult peste omega 6 pe omega 3, mult peste 3 la 1, ajungând în anumite produse să fie chiar de 50 la 1. Deci cu efect puternic pro-cancer. Carențele de minerale și vitamine. V-am spus tot în seara 5-a, dacă vă aduceți aminte, că nu am întâlnit în viața mea o persoană vegetarian totală care să facă astenia de primăvară. De unde să o facă dacă el are la greu minerale și vitamine? Reciproc, o persoană care consumă pe perioada iernii preponderent sau exclusiv alimente de origine animală va face această problemă. Și uite, cancerul este la doi pași. Mergem mai departe. Factori declanșatori de bază ai bolilor canceroase. Există 4 mari și există vreo 10.000 de mici. 4 mari care generează 3 dintre ei 30%. Fumatul 30%. Sedentarismul 30%, alimentația 30%, personal mi se pare subevaluat, stresul 9%. Așa zic statisticile. Însă, momentan cunoscute, sunt peste 10.000 de substanțe certificate ca producând cancer, lista crescând anual cu 280 în medie de titluri. Hai să luăm metodic. Fumatul. Va trebui să corectez acest diapozitiv că nu aduce în organism peste 4.000 de substanțe toxice, ci peste 6.000 de substanțe toxice. Îmi pare rău, v-am dezinformat. Trebuie să țin și eu pasul cu informațiile la zi. Mergem mai departe. Dintre aceste 4.000 de substanțe toxice, fumatul aduce două majore. Al treia substanță ca forță pro-cancer se numește 3,4-benzpirenul sau 3,4-benzopirenul, spun alții. Și nicotina. Bun, domnul doctor, am înțeles. Benzpirenul a treia. Dar care e a doua și care e prima? Prima se numește aflatoxina. Aduceți-vă aminte ce v-am spus în serile trecute, că orice aliment mucegăit, printre care și brânza mucegăită și orice alt aliment mucegăit infiltrează alimentele respective cu aflatoxină. Avem o sticlă cu gem sau cu dulceață. A prins o poșghiță de mucegai, înlăturăm mucegaiul și mâncăm dulceața. Nimic mai greșit. Tot borcanul este infiltrat cu aflatoxină. Avem o bucată de pâine. Ei, a prins un pic de mucegai, înlăturăm și mâncăm bucată de pâine. Nimic mai greșit. A infiltrat toată pâinea. Aflatoxina, nu mucegai. Deci, atenție mare, aflatoxina numărul 1 în cancer. Numărul 2 se numește dioxina.
Dioxina rezultă foarte frecvent prin arderea incompletă a unor ambalaje, cel mai adesea din plastic. Însă, are proprietatea de a se dizolva destul de slab, dar totuși se dizolvă în apă și poate să se regăsească chiar în carnea unor animale. Și noi, dacă consumăm alimente de origine animală, produsele de origine animală pot concentra dioxină, a doua substanță ca forță procancerigenă. A treia substanță am văzut că o găsim în fumat. Acum, dacă nu suntem fumători, cum putem beneficia, hai să zicem între ghilimele, de cât mai mult benzpiren? Foarte simplu. Consumăm alimente la grătar. Un kilogram de carne la grătar furnizează corpului tot atâta benzpiren cât 600 de țigări. Deci cum putem să nu fumăm, dar să avem benzpiren la greu? Consumând carne la grătar. În special zonele înnegrite de sub grătar, dar nu numai. Chiar dacă este carne, chiar dacă este un produs vegetal, de pildă șnițele de soia, dar noi le facem la grătar, ei bine, vor conține benzpiren de nu-i adevărat. De aceea, Dumnezeu, aduceți-vă aminte, chiar în Scriptură spune, coaceți ce aveți de copt și fierbeți ce aveți de fiert, deci unicele procedee termice de prelucrare a alimentelor recomandate de Dumnezeu sunt fierberea și coacerea și gata. Pe când noi prăjim ce avem de prăjit, frigem ce avem de fript și ce mai rămâne afumăm, dar cu dezastru pentru sănătatea noastră. Alte surse de benzpiren. Domnul doctor, dar eu de ce să mănânc pâine? Eu mănânc pâine prăjită. Am prăjitor de pâine și mănânc pâine prăjită. Foarte bine. Vei beneficia de foarte mult benzpiren. Și o să vezi în timp ce se va întâmpla, dacă s-o întâmpla. Fripturile, prăjelile de orice fel, afumăturile. Există persoane, asta e meseria lor, care participă la asfaltarea șoselor. Smoala conține foarte mult benzpiren. Traficul intens, prin arderea incompletă a combustibilor, generează foarte mult benzpiren. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că un pachet de țigări fumat pe zi ne determină pe noi să cheltuim aproximativ 2,2 euro. Într-un an, această sumă poate ajunge chiar și la 800 de euro. Știți ce se poate face cu 800 de euro pe an? O excursie în sezon în Tunisia de două persoane la hotel de 4 stele cu două mese bufet suedez. Deci dacă aveți o astfel de persoană în familie care fumează un pachet pe zi, să știți că vă privează an de an de o excursie în Tunisia, cu toate taxele incluse, inclusiv cu taxa de aeroport. De asemenea, să știți că nu degeaba pe pachetele de țigări scrie tutunul dăunează grav sănătății. Să știți că cine a scris acest lucru n-a fost tâmpit. Este un adevăr clar acest lucru. De asemenea, poate v-am spus în serile trecute, singura țară din Europa care ne bate încă, dar dacă o ținem așa să știți că devenim locul întâi, la fumat este Polonia. Dar totuși, în intervalul 20-40 de ani, rețineți că în România tot al doilea bărbat fumează. Deci, un procent de aproximativ 48%. Sedentarism. Este cu aproximativ 20% mai periculos decât fumatul. V-am spus în seara 6. Definiția vieții este o formă superioară de mișcare a materiei. În momentul în care materia începe să stea, riscă să moară. Exercițiul fizic, v-am spus tot în seara 6-a, este un factor major de sănătate, dacă nu asul sistemului de sănătate. De ce? Să ne aducem aminte.
este cel mai puternic factor de fixare a calciului în oase. Crește sinteza de molecule de plăcere, scade tensiunea, colesterolul și alte probleme. Însă, în momentul în care noi alegem să nu ne mai mișcăm, pot apărea probleme din această cauză. Și sunt studii foarte serioase care atribuie sedentarismului chiar mai multe victime decât fumatul. Însă, despre greșelile alimentare, va trebui să discutăm ceva mai mult. Repet, corpul nostru este bazic. Așa a fost creat de Dumnezeu și așa va funcționa în cap să stăm. Niciodată cancer nu se dezvoltă în mediu bazic, niciodată. Orice aliment de origine animală induce aciditate în corp. Orice aliment de origine vegetală induce bazicitate în corp. Ce alimente va trebui, ghicitoarea mea, să consume un pacient cu cancer? Spuneți-mi dumneavoastră. De asemenea, nu spun eu asta, spune cartea Studiu China, pe care o avem la stand, și încă o carte excepțională numită Alimentație inteligentă. Lactatele, sau mai exact, proteina din lactate, reprezentată în 85% prin caseină, este cel mai acidifiant produs de origine animală și consecutiv cel mai cancerigen produs de origine animală. Asta nu spun eu, spun niște studii clare, dovedite, sunt în cărțile pe care vi le-am enumerat. Ei bine, mi-ați spus într-una din seri când v-am întrebat despre produsele lactate. Eu nu știam, dumneavoastră m-ați învățat. V-am întrebat, laptele de vacă, pentru cine a fost făcut? Dumneavoastră mi-ați spus, nu eu, mi-ați spus că e pentru vițel. Tot eu v-am întrebat, ca să ce? Tot dumneavoastră mi-ați spus, ca să crească. Super. Și atunci, la a treia întrebare pe care v-am pus-o, dacă e ca să crească, ce conține? Factori de creștere. Dar pentru cine? Pentru vițel. E, dacă laptele respectiv îl consum eu, acei factori de creștere, pentru vițel, de fapt, vor deveni factori de creștere tumorală în mine. Atenție la acest aspect foarte problem, foarte problematic. Rețineți și faptul că omul este singura specie din regnul animal care mai consumă lactate după ce a fost înțărcat. Oare-i bine? Nu știu. Îmi spuneți dumneavoastră. V-am spus aseară, fiecare kilogram greutate peste greutatea ideală înseamnă un trimestru mai puțin de viață. Și v-am spus tot aseară să uitați tot ce v-am spus, deși v-am chinuit pe unul dintre dumneavoastră vreo două ceasuri, v-am spus să uitați tot ce se poate ce v-am spus referitor la țesutul gras, dar nu cumva să uitați două lucruri. Țesutul gras nu stă degeaba, produce hormoni cancerigeni. Și al doilea lucru, țesutul gras nu stă degeaba, produce hormoni care rad articulațiile. Deci nu cumva să uitați aceste aspecte. În rest, că face pietre la fiere, că risc anestezică, împinge diafragmul în sus, respirăm cu vârfurile, că înfundă vasele, da, le face și pe astea. Dar lucrurile cele mai periculoase sunt acestea. Țesutul gras nu stă degeaba. O, ce frumos, am bunăstare, adică burtă, s-o credeți dumneavoastră. Ei bine, acea burtă nu stă degeaba, face hormoni. Mai departe, dulciurile concentrate. Vă voi spune și mâine seară. Atenție foarte mare. În tot sângele din corpul meu sau al dumneavoastră, repet, în tot sângele avem o linguriță de zahăr. În tot sângele. Caz concret. Eu am 5,6 litri de sânge. Dacă aș avea glicemia 90, ei bine, acel 5,6 ori 90 înseamnă 5 grame de zahăr. Gândiți-vă foarte serios, orice linguriță suplimentară adusă în sânge înseamnă un efort și un stres extrem de puternic pentru organism, care așa a fost creat, ca în sângele nostru să avem o linguriță de zahăr, nu 10.
Și atunci găsim câte un copil care răcește și răcește și răcește, corpul nu mai luptă. De ce? Dumneavoastră, dacă v-aș spune o farfurie cu microbi și o farfurie cu bomboane, dumneavoastră care ați mânca-o? Bineînțeles că aia cu bomboane. Așa gândesc și globulele albe. Păi ce, noi suntem proaste să mâncăm microbi? Păi stai oleacă, mâncăm zahăr. Și mănâncă și ele zahăr. Și apărarea corpului scade și scade și apărarea specifică anticancer. V-am spus în serile trecute, când am amintit de regula celor trei, una dintre componentele acestei reguli era nu mai mult de 3 lingurițe de zahăr sau de miere pe zi. O linguriță de zahăr sau de miere scade apărarea corpului la un adult cu 4%, cu 10% la un copil, cu cât e mai mic, cu atât e mai rău. Deci dacă aveți un copil care răcește și răcește și vă disperă și pe dumneavoastră și pe medicul de familie, în primul rând suspendați dulciurile și după aia să vedem dacă mai e cazul de dat cu antibiotice în el. Că dacă nu, îi rade în ficatul. Și gândiți-vă numai termenul cum sună la ureche, antibiotice, antibios, antiviață. Curele repetate de antibiotice sunt și ele cancerigene. Nu uitați acest aspect, în afara lovitului drastic al ficatului. V-am mai spus și în alte serii. Dacă mergem cu toții într-o livadă, vom vedea între crengile pomilor prăjituri, bomboane, ciocolată, așa ceva a prevăzut Dumnezeu pentru noi. Sau borcane cu dulceață, sau chipsuri, sau alte lucruri. Sau fructe. Dumneavoastră credeți că noi suntem mai deștepți decât Dumnezeu? Sau vrem să părem în dauna sănătății noastre? Și atunci, dacă Dumnezeu a lăsat fructe, legume, cereale, semințe, atunci din acelea trebuie consumate și vom sta sub aripa sa protectoare și nu vom face cancer. Recomandarea mea este cât mai multe fructe și legume. V-am spus încă din prima seară că am venit la dumneavoastră nu să vă dau informație de nota 5. Hai să vă dau totuși o informație de nota 5. Organizația Mondială a Sănătății spune minim, ce înseamnă asta, nota 5, 400 de grame pe zi de fructe și legume. Minim. Ce spun însă cercetătorii? Pentru nota 10 ar trebui peste 800 de grame pe zi. A, păi fructele sunt pentru copii, păi să crească. Dar o mașină, un corp care a ieșit din garanție după vârsta de 30 de ani, nu are nevoie de fructe și legume? Ba da. Cu cât suntem mai în vârstă, după 60, după 80 de ani, trebuie să consumăm și mai multe fructe și legume și mai mult să ne mișcăm. Noi facem exact pe dos. Apoi, maică, eu de acum sunt bătrână. Ce să mă mai mișc eu? Mânc și eu o bucată de pâine, un pic de ceai și ajunge. Ei, uite că cancerul stă și bate la ușă. Obezitatea asociază în primul rând cancerul de sân, femei, bărbați, cancerul de uter, femei, cancerul de prostată, dar nu în ultimul rând, cancerul pancreatic și cancerul colorectal. Deci obezitatea este un factor major de cancer. Tot la greșelile alimentare am inserat aici și problema anumitor euri periculoase sau cele mai periculoase euri generatoare de cancer. E-102 tartrazina. Se găsește în foarte multe muștaruri. Muștarul, eu știu că l-a lăsat Dumnezeu galben. Ei, uite că producătorii sunt mai șmecheri și trebuie să-l facă și mai galben. Și îl fac și mai galben cu tartrazină. Iar această tartrazină, cancerigen. Benzoații sunt interzise în cel puțin 5 țări ale lumii. Benzoatul de sodiu E211, acidul benzoic E210, benzoatul de potasiu E212 și benzoatul de magneziu E213. Ei bine, la noi se găsește pe toate gardurile. Conservant alimentar. Dacă aveți niște must, punem niște conservant și o să țină și o să țină. Ei, uite că acest conservant alimentar este cancerigen, de nu-i adevărat.
Mai departe. V-am spus, uitați-vă în toate produsele cosmetice pe care le aveți în casă. Nu cumva să aibă cuvântul paraben. Și atâta v-am spus și atâta v-am secat și o să vă mai sec în continuare și în seara asta și mâine seară, citiți eticheta tuturor produselor. Și dacă acestea au cuvântul paraben sau parahidroxibenzoat sau E214-219, ei bine, sunt foarte, foarte periculoși. Mai sunt și alți conservanți, sulfați, sulfiți, nitrați, nitriți, fosfați. Ei, uite că mai există și zaharina. Există ciclamatul, aspartamul, acesulfamul, substanțe din nou periculoase, care pot induce cancer. Sarea iodată este foarte periculoasă pentru sănătate. Pentru că în loc să fie sare iodurată, iodură de potasiu sau iodură de sodiu introdusă, care ar fi foarte utilă sănătății noastre, se introduce iodat de sodiu, natriu iod O3, agent oxidant puternic, sau iodat de potasiu, din nou agent oxidant puternic, cu risc major de cancer tiroidian, dar nu numai. Mergem mai departe. Sarea în exces. Japonezii sunt recunoscuți pentru cantitățile foarte mari de sare pe care le consumă, în special pește afumat și puternic sărat. Și riscul de a face cancer, în special faringian, dar și de esofag și stomac, este foarte mare, dacă nu cel mai mare, în Japonia. V-am spus și în alte ocazii, nu cumva să uitați, pe toate posturile de televiziune spune evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dar cât îi e la excesul? Normal trebuie să consumăm, adică nu normal, cel mult trebuie să consumăm 2,5 grame de sare. Aduceți-vă aminte ce v-am spus. În momentul în care raportul potasiu-sodiu din alimentație nu mai este în favoarea potasiului, ci sodiu trece pe primul loc, alimentele devin cancerigene, chiar dacă sunt de origine vegetariană. Deci, reduceți drastic consumul de sare, veți avea beneficii majore pentru sănătatea dumneavoastră. Aseară am spus, dacă scădem drastic consumul de sare, scade și pofta de mâncare și putem să ne menținem greutatea cât mai bine. V-am spus încă din seara a treia, scădem consum reciproc, creștem consumul de sare, începem să pierdem la greu calciu. Deci, reduceți cât de mult consumul de sare. V-am spus în o altă seară, când am făcut un mic catren, și am spus bucătăreselor noastre dragi din casă, de vrei să fii sănătoasă, să n-ai solniță pe masă. Nu cumva să uitați acest aspect foarte important. Afumăturile de orice fel, prăjelile de orice fel, grăsimea animală. Din nou am spus și lucrul că Dumnezeu în cuvântul Său spune cu niciun chip să nu consumați nici grăsime, nici sânge. De ce? Grăsimele saturate sau cele solide la temperatura camerei cresc foarte mult riscul de cancer de sân la femei și cancer prostatic la bărbați. Deci cum putem să fim siguri să avem astfel de cancere? În primul rând, crescând cantitatea de grăsimi saturate. De asemenea, alimentele mucegăite. Am povestit. Mergem mai departe. Consumul de carne. În limba română, dacă schimbăm puțin ordinea literelor și mai punem un C, am ajuns la cancer. Dumnezeu niciodată n-a intenționat să ne mâncăm unii pe alții în regnul animal. A făcut ca un regn întreg, regnul animal, să consume un alt regn. Dar în cadrul aceluiași regn să nu ne mâncăm unii pe alții. De asemenea, v-am mai spus cu altă ocazie că dantura noastră seamănă aproape la milimetru și tubul nostru digestiv cu al calului. Iar dantura noastră nu este pentru sfâșiat,
Nu avem canini ca și carnivorele, ci dantura noastră este pentru mestecat, asemenea ierbivorilor. Cine se uită, observă, să și acționeze în consecință. Guma de mestecat. V-am spus că guma de mestecat este cauciuc impregnat cu euri. Cel puțin 10 euri, eu am găsit și 15, din care cel puțin 3 sunt cancerigene. Vreți să faceți cancer, dragii mei, cât mai multă gumă de mestecat și succesul va putea fi asigurat. Murăturile sunt foarte periculoase pentru sănătate. În primul rând, induc aciditate în corp, cancerul nu se dezvoltă decât în mediu acid. Murăturile, prin fermentare, generează principala substanță proalergică, se numește histamina, care prin metabolizare generează nitrozamine, care sunt cancerigene. Stresul. Personal, cum v-am spus, consider procentul acesta de 9% complet insuficient. Așa spun însă statistice. Stresul poate fi responsabil și de alte boli, ulcer gastrododenal, diabet, astm, infarct, hipertensiune arterială, boli psihice și alte lucruri. Anumite ipostaze ale stresului, nu are rost să le comentez, le cunoașteți și dumneavoastră, decese în familie, examene, divorțuri, etc., etc. Ei bine, o perioadă stresantă de peste 2-3 luni poate în timp să genereze chiar cancer. Alte cauze de cancer. Consumul zilnic de cafea. V-am mai spus și cu altă ocazie. Dragi, dacă vreți să fiți siguri că veți face osteoporoză, cât mai multă cafea. Nu numai dimineața. Dimineața nu numai o ceașcă. Două. La prânz, încă o ceașcă. Seara, nu cumva să dormiți. Să apară între orele 10 și 2 noaptea, cum am spus eu, hormonul tinereții. Nu, 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 beți cafea. Nu cumva să dormiți. Și veți face osteoporoză. Deci cât mai multă cafea. Și succesul e asigurat. Alcoolismul cronic. Am spus în altă seară, definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății, nu de Călin Mărginean, este un pahar, dar nu se spune cât e paharul, de băutură alcoolică pe zi, dar nu se spune de care. Deci, dacă eu consum un paharel de bere în fiecare zi, egal alcoolism cronic. Băuturile ghilimele răcoritoare, ghilimele neîntâmplătoare, la sticle din plastic. Ia luați dumneavoastră o băutură pe care scrie cu portocale, nu vă spun firma că sunt filmat, și vă uitați pe etichetă dumneavoastră și veți vedea că acea băutură conține 5% suc de fructe. Întrebare, până la 100% ce conține? Apă de chiuvetă, coloranți, conservanți, euri periculoase. Dacă vreți ca, virgulă, copiii dumneavoastră să facă cât mai multe leucemii, cancere și chiar și dumneavoastră, nu cumva să vă lipsească aceste băuturi din casă. Dați cât mai mulți bani pe ele și succesul va fi asigurat. Mai departe, v-am spus că în corpurile noastre se produc prin metabolism chiar substanțe toxice și periculoase. V-am spus că, virgulă, chiar în corpul meu se produce benzoa de sodiu. Dacă însă eu nu consum o cantitate suficientă și eficientă de apă, acest benzoat de sodiu nu se va elimina prin urină, ci mă va intoxica și pot să fac cancer de la propriul meu benzoat de sodiu. O altă problemă. Există persoane care suferă o viroză sau suferă o pneumonie sau se lovesc undeva, nu prea tare, și insistă să facă o radiografie. Dragi, nu faceți radiografii inutile. Există situații când este absolut necesar să faceți o radiografie. Doamne ferește, cădeți și vă rupeți un picior sau o mână. Ca ortopedul să vadă cum să vă pună oasele, este absolut necesar să faceți o radiografie. Dar nu de capul dumneavoastră, acum ne apucăm de tomografii, ne apucăm de radiografii și tot facem radiografii numai dacă
un pic tușim, facem și o radiografie. Nu. Pentru că aceste doze de radiație se tot acumulează și dacă va fi cazul să facem mai multe radiografii, pot să dea risc în viitor de cancer. Tacâmurile din aluminiu sunt foarte periculoase, în special pentru boala Alzheimer, dar mai ales pentru cancer. Dacă aveți așa ceva, eliminați tacâmurile din aluminiu. Aspirina, ca și conservant, este cancerigenă. Deci să n-aute cineva că spune, eu pun salicil. Nu este salicil, este salicilat de sodiu sau aspirină. Sau acid acetil salicilic. Este aspirina. Dar aspirina, ca și conservant, e cancerigenă. Dacă iau 6 aspirine pe zi, dar nu ca și conservant, nu-i cancerigenă. Deci nu vom folosi aspirină ca și conservant. Un lucru foarte interesant mi s-a părut și am găsit în statisticile oficiale faptul că călugărițele fac mult mai frecvent decât restul populației cancer de sân și cancer uterin. Permiteți-mi o observație. Pertinentă sau impertinentă, luați-o cum doriți. Personal, respect orice fel de cult. Dar eu știu că Dumnezeu nu l-a pus pe Adam pe un munte și pe Eva pe alt munte, în altă chilie. Eu știu că Dumnezeu, dacă nu o fi așa, admit să fiu contrazis, a binecuvântat căsătoria. Și înainte de păcat, Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și atunci, cum pot eu face act de sfințenie din necăsătorie? Asta e părerea mea, nu vând și la alții. Dar uite că statisticile oficiale arată că la cărugărițe, frecvența cancerului de sân și de endometru sau de uter este binișor peste media restului femeilor. Expunerea intempestivă la soare. Dragi, este foarte bine să ne bronzăm, dar există niște ore în care să o facem. Dar nu cumva să stați la soare vara, mai ales în lunile iulie și august, între orele 12 și 4 sau chiar 4 jumate. Că radiațiile acelea solare, în special infraroșile, sunt foarte, foarte, foarte periculoase pentru dumneavoastră. Până acum am băgat groaza dumneavoastră. Hai să întoarcem puțin moneda și hai să vedem cum ne putem proteja împotriva cancerului eficient. În primul rând, exercițiul fizic eficient, din nou, este un factor major de protecție. De ce? Prin exercițiu fizic eficient, la nivelul ficatului, se produc în cantitate foarte mare cele 3 enzime de bază anticancer. Superoxid dismutaza, prescurtată S mare, O mare, D mare, catalaza și glutationul. Deci aceste 3 enzime de bază anticancer sunt produse doar prin exercițiu fizic. Spuneam în seriile trecute, ca o parodie, nu o luați așa, că dacă avem în familie un pacient cu cancer și vrem să scăpăm cât de repede de acesta sau de aceasta, nu cumva să-l punem să facă ceva, îl urcăm în vârful patului și acolo îi spunem să stea și scăpăm rapid el. Deci un pacient cu cancer nu va împinge vagoane, nu va face sport de performanță, dar în limita posibilului va face zi de zi de zi mișcare. Alimentația vegetariană totală dă protecție sigură, certă și eficientă împotriva cancerului. Un consum de apă, eu știu că Dumnezeu a lăsat apa, n-a lăsat berea, n-a lăsat țuica, n-a lăsat vinul, n-a lăsat Coca-Cola și nici Pepsi-Cola. Așa știu eu. E, consumul de apă ne ajută să eliminăm deșeurile toxice de metabolism. Un număr suficient și eficient de ore de somn.
Rețineți dumneavoastră că ar fi bine să dormim de nota 9 sau 10. Deci, nu 7-8 ore, cum ni se spune, ci ar fi bine să dormim între 9 și 10 ore din 24, dar să ne mai și culcăm la 10 seara, cu totul și cu totul excepțional la ora 11 seara, dar niciodată la ore mici. Menținerea normală a greutății corporale, am zis. Alăptarea la sân face foarte bine și pentru mamă, protecție excepțională anticancer, dar și pentru puiul de om care îl va proteja pe parcursul întregii sale vieți. Prezența mamei într-o familie, mângâierile tandre. Dragii mei, bărbați, aveți femei în casele dumneavoastră. De ce le-ați luat? De ce un bărbat își ia soție? Ca soție pe post de bibelou? Nu, ca să o iubească. Aduceți-vă aminte ce i-ați spus în fața preotului sau a pastorului. Ați promis că o veți iubi. Atunci iubiți-o și vreau să vă spun, îmi cer scuze, doamnelor, să știți că femeile au mintea scurtă. Dacă le spui acum că le iubești, până în 5 minute au uitat. Și trebuie să le spui iar că le iubești. Și cu cât le spui mai mult, dar numai le spui mai mult, le și dovedești că le iubești, acele femei vor fi și vor crește ca niște flori în casele dumneavoastră. Deci femeile trebuie iubite. Suplimentar, bărbații trebuie iubiți. Și dragii mei, dacă aveți acasă un motan, excelent, iubiți-l, dar femeia, respectiv bărbatul, și el sau ea trebuie mângâiate. Prin mângâieri tandre, în creierele noastre se declanșează substanțe cu efect deosebit de puternic anticancerigen, moleculele de plăcere. S-a constatat că cuvintele de apreciere, și aici am ce am cu americanii, americanii, dacă faci o treabă la un patron, sau dacă muncești în disperare pentru el, se uită la treaba pe care ai făcut-o, ci că n-ai făcut o treabă rea. Băi, să nu zic cum, dar nu cumva să spună ai făcut o treabă bună. Detest această exprimare. Deci cuvintele de apreciere pentru soț, pentru soție, pentru copil, dar nu măguleala, ciuguleala și alte lucruri, deja în sală anumite persoane deja își împărtășesc anumite atingeri tandre, foarte bine fac și le apreciez pentru acest lucru, ei bine, ar fi bine să continue și după această seară de prezentare. Frecventarea cu regularitate a unui serviciu public de închinare s-a dovedit în fiecare joi, dacă suntem budiști, în fiecare vineri, dacă suntem musulmani, în fiecare sâmbătă, dacă suntem adventiști sau evrei, în fiecare duminică, dacă suntem ortodoxi sau catolici. Frecventarea cu regularitate a unui serviciu de închinare face foarte bine pentru condiția psihică și, nu în ultimul rând, aeroionizarea negativă. Dumneavoastră aici la Piatra Neam sunteți binecuvântați, în jurul orașului dumneavoastră există foarte multe păduri și acest factor este un factor foarte important de protecție. Am aflat și am rămas cu gura căscată și după aia am apreciat marea actriță Draga Olteanu Matei, am înțeles că s-a mutat în Piatra Neam tocmai datorită faptului că aerul este foarte curat. Și cam mă bate și pe mine gândul să-i urmez exemplu. Dacă doriți, lăsând gluma la o parte, dacă doriți să știți care sunt cele mai sănătoase alimente cu protecție de forță împotriva cancerului, rețineți pentru o pildă culorile steagului Germaniei. Hai să o luăm de jos în sus. Culoarea galben, tot ce e galben. Morcovi, ardei, lămâi, portocale și mai sunt și alte, pepene galben și altele. Forță anticancer unitară. Urcăm mai sus, roșu. Sunt trei coloranți. Primul colorant există doar în sfecla roșie. De trei ori mai puternic decât colorantul galben ca forță anticancer. Se numește betanina sau betazina, zic alții.
Însă cel mai frecvent întâlnit colorant este colorantul roșu din toate legumele și o bună parte dintre fructe. Se numește licopen. Ei bine, acest licopen, colorantul roșu, face parte din categoria carotinoizilor, este cel mai puternic carotinoid și, ca o mică paranteză, vreau să vă spun și faptul că s-au făcut studii și s-a văzut că dacă o persoană nu fumează, nu consumă alcool și nici cafea, dar nici nu prăjește și nici nu frige nimic, consumând doar o tomată, eu evit termenul de roșie, pentru că există și roșii galbene. E, deși nu-s roșii, sunt tomate. Deci dacă consumă o tomată roșie, aceasta, prin acest colorant roșu, are o forță anticancer suficientă și eficientă ca persoana respectivă să nu facă cancer dacă ar consuma tomate câte una pe zi tot restul vieții. Mai există încă un colorant roșu, de această dată discret bate în violaceu. Este întâlnit în special în zmeură, se numește colorantul antocianin sau antocianid, spun alții, are forță de 10 ori mai puternică decât colorantul galben. Am omis să vă spun ceva foarte important despre colorantul roșu licopen, acela care am zis că se găsește în tomate. Nu uitați niciodată că dacă punem tomatele la fiert, cantitatea de licopen, deci acel colorant roșu, sporește de până la 5 ori prin fierbere. Este singurul colorant și factor anticancerigen care are această proprietate. Dar veți ajunge la concluzia, domn doctor a spus că este foarte bine să consumăm bulion. Așa e. Dar dacă vom bea bulion, vom beneficia doar de 5% din forța licopenului. Și atunci ce-i de făcut? Și atunci, mulțumesc, trebuie să consumăm ori înainte, ori după, puțin ulei, chiar o linguriță, iar licopenul se activează și se absoarbe doar în mediul lipidic. Și dacă facem o salată cu roșii, puneți puțin ulei. Sau dați o sticlă de bulion pe gât, excepțional, dar luați și o linguriță de ulei, de măsline, de im, de cătină, de care o fi. Și atunci eficiența acestui colorant, factor anticancerigen major, va fi maxim. Și acum stăm în fața împăratului. Colorantul negru sau resveratrolul este cel mai puternic factor natural anticancerigen cunoscut. Factorul sau colorantul negru este de 100 până la 150 de ori mai puternic decât colorantul galben. Se găsește în toate fructele și legumele de culoare violaceu intens spre negru. Mure negre, dude negre, afine, care sunt negre, stafide negre, struguri negri, coacăze negre, singurul care nu este de culoare neagră și are acest colorant este varza de Bruxelles. Singurul care este negru și nu are așa ceva se numesc măslinele înnegrite prin oxidare. De asemenea, fructele și legumele de culori cât mai intense. Evitați să consumați varza-varză. Consumați doar varza roșie, care de fapt e violetă. Are acest colorant. Evitați ceapa albă. Consumați doar ceapa roșie. Evitați merele galbene, luați mere roșii. Există și un soi de mere violet, mult mai sănătoase. De asemenea, nu consumați grapefruit galben, consumați grapefruit roșu. Nu consumați struguri albi, consumați struguri negri. Sunt mult mai sănătoși. Dacă vă permiteți financiar, nu consumați conopidă, ci broccoli. Câteva exemple v-am dat acum. Există de asemenea, în țările arabe, în ultimul timp aduse în plafarurile mari și din România, linte neagră, fasole neagră. Consumați-le și pe acestea că sunt foarte, foarte, foarte sănătoase. De asemenea, liderii cap de serie, mă refer la
spirulină, soia, tomate, regina, îi spun eu, varză, usturoiul, nuca, grapefruitul roșu, castraveții, merele, aceștia sunt factori majori de protecție anticancer. Vă mai deconspir ceva din propriul protocol. De 15 ani, în curând 16, de când studiez cancerul, nu am întâlnit nici măcar să se apropie așa de puternic, de anticanceros, decât sucul de varză roșie. Are o forță anticancer, ceva de neadevărat. Asta o mică deconspirare. Putem preveni cancerul cu diverse localizări dacă vom consuma anumite alimente. Cancerul de colon apare în special la persoanele care au fost preponderent consumatoare de alimente de origine animală. Când unui doctor, un pacient i-a spus că a făcut apendicită sau cancer de colon, e clar ce a mâncat acea persoană. Preponderent sau exclusiv alimente de origine animală. Cum putem să prevenim cancerul de colon? Consumând cât mai multe legume și fructe. Foarte mulți bărbați se sperie, se tem, fac adenom de prostată, fac cancer de prostată. Ce să facem, domnul doctor? Păi hai să vedem ce să facem. Consumând, repet, cât mai multe fructe și legume, consumând roșii sau tomate, evitând grăsimile saturate, produsele lactate, carnea roșie, evitând statusul de supraponderal sau obez și, nu în ultimul rând, consumând surse majore de zinc, adică nucă, castane comestibile sau cereale integrale. Merele, de asemenea, dau o protecție redutabilă împotriva cancerului sau adenomului de prostată. Cancerul de vezică urinară. Dacă vom consuma cât mai multă cafea, riscăm să facem cancer de vezică urinară. Consumatorii de cola au risc triplat față de restul populației. Cancerul cervical. În termen medical, prin cervical înseamnă zona gâtului, dar înseamnă și zona genitală feminină. Acum eu m-am referit la zona genitală feminină. Dacă vrem să protejăm împotriva cancerului, va trebui să consumăm vitamine D, E, seleniu, unde întâlnim vitamina E. În toate uleiurile, oleaginoasele, în clasa nucilor, găsim vitamina E. Oriunde se găsește vitamina E, există și cea de dinainte și cea de după. Deci vitamina D și vitamina F. Cancerul de pancreas. Fasolea, mai mult decât soia, protejează împotriva cancerului de pancreas. Cancerul de plămâni. Cum putem să ne protejăm? În primul rând să nu fumăm și în al doilea rând să consumăm morcovi, să consumăm tomate. Cancerul de stomac. Cum putem să-l protejăm? Consumând cât mai multă carne, lapte, brânză, ouă sau multe fructe, chiar și alimente condimentate, ca o mică paranteză. Există ardeiul iute. Ardei iute, care dacă iei o gură, îți vine să fumiese. Ei bine, acel factor iute, din ardeiul iute, are o eficiență majoră anticancer. Dacă vă ține stomacul, luați-o ușurel, subliniez și înconjor cuvântul ușurel, cu ardei iuți. Pentru că sunt foarte sănătoși, dar atenție, puteți să faceți și ulcer perforat. Deci totuși, cu multă moderație, consumul de ardei iuți. Sunt concursuri internaționale de îngurgitat ardei iuți. O bună parte dintre concurenți sunt duși la spital și operați pentru ulcer perforat. Ei bine, taman acel factor iute, îmi scap acum cum îl cheamă, ei bine, acel factor ajută împotriva cancerului de stomac. Foarte, foarte important, dacă avem alimente care conțin cantități mari
de zinc, cupru și mangan, cine este recordmenul în toate trei? Nuca. Acest cuplaj favorizează stimularea producției din ficat a celei mai puternice enzime, superoxidismutaza, anticancer. Însă, această enzimă, cantitatea de această enzimă, începe să scadă după vârsta de 35 de ani. Dacă avem un consum, cu o mică paranteză, așa ciudă am pe persoanele care consumă nuci doar în prăjituri, de nu vă puteți imagina. Dragii mei, nucile se pot consuma la masa de dimineață. N-aveți dinți, măcinați-le, dar consumați zilnic nuci. Beneficiile vor fi majore pentru sănătatea dumneavoastră. Este unul dintre alimentele care numai forma lui ne dă o pildă pentru cei buni. Nuca pe secțiune are forma creierului uman. Nu întâmplător acest lucru. Nu cumva să uitați asta. Superoxidismutaza, v-am spus, este stimulată de acest cuplaj zinc-cupru-mangan, adică de nucă. Cum a fost descoperită superoxidismutaza? A fost descoperită în apa de răcire a reactoarelor nucleare, s-au găsit niște bacterii. Cine poate să trăiască în apa de răcire a reactorului nuclear? Sunt radiații acolo, de nu-i adevărat. Și s-a văzut că acele bacterii produc cantități uriașe de superoxidismutază. Însă s-a descoperit că într-un produs natural este numit pudra de orz verde sau preparatul BioVital, este un producător foarte sigur, cinstit și bun în România, la Brașov, ei bine, s-au descoperit cantități enorme în pudra de orz verde. Cine dorește, poate să-și procure și acasă și să cultive orz verde, dar acest orz verde, doar între 20 și 30 de centimetri, are eficiența respectivă. Iar sucul stors din acele plante se va consuma în mai puțin de 20 de minute, că dacă nu se oxidează rapid. Totuși, acea pudră de orz verde, un gram echivalează cu 100 de mililitri de orz verde. Există mai greu posibilitatea de a-l produce acasă, dacă nu consumați această pudră de orz verde. Vreau să vă spun că peste 3 lingurițe suntem în doză anticancer. Dacă aveți bani de 20 de lingurițe, consumați zi de zi de zi pudră de orz verde. Riscați să nu mai treceți vreodată pe la doctor. Mai departe. Decoctul de salvie face foarte bine pentru tubul nostru digestiv, în special pentru intestinul gros, dar și pentru stomac. Uitați-vă dumneavoastră la acest diapozitiv. În acest diapozitiv am colorat cu anumite culori pentru a atrage atenția asupra unor factori foarte importanți. Uitați dumneavoastră, punctul 1, punctul 2, punctul 4, punctul 6, punctul 10, evitând fumatul. Tot la punctul 1, cu litere, eu zic că-s albastre, soția mea zice că-s daltonist. Asta e, eu albastre le văd, dacă dumneavoastră le vedeți verzi, îs de acord cu dumneavoastră. E, crescând consumul de vegetale și fructe. Punctul 2, mărind consumul de alimente de origine vegetală. Punctul 3, mărind cantitatea de verdețuri și fructe. Și mai departe, vedem că putem preveni cancere cu nu știu câte localizări. Atenție! Putem preveni cancere cu nu știu câte localizări. Întrebarea mea următoare. Dacă putem să le prevenim concentrând factori prin sucuri naturale, nu cumva putem să și tratăm cancerul? Răspuns, ba da. Să luăm aminte niște lucruri foarte importante. Întâi de toate, nu cumva să uitați faptul că în momentul în care aflăm că
avem cancer, deja trebuie să instituim cât de repede cu putință terapia. Se va evita orice radiografie inutilă, orice computer tomograf, orice tomografie și orice procedură dubioasă. Cura naturală. Deci există două metode radical deosebite în terapia anticancer. Cura naturală, radiochimioterapia. Fiecare poate să aleagă ce dorește pentru a fi tratat. Personal, vreau să fiu foarte bineînțeles și vreau să precizez niște lucruri foarte clar. Nu stau în calea fericirii nimănui. Dacă cineva dorește radiochimioterapie, este liber să facă. Dacă cineva dorește cură naturală, este liber să facă. Fiecare pacient va trebui să aleagă ceea ce urmează să facă, dar doar dacă este corect, onest și cinstit informat. Ambele cure sunt radical deosebite, vom vedea în cele ce urmează de ce. Cura naturală este strict incompatibilă cu radiochimioterapia. Eșecurile curei naturale de vindecare cel mai adesea se datorează uneia, a două, a zece cure radio sau chimioterapice. Deci nu îi se va administra concomitent unui pacient și cură naturală și radiochimioterapie. Vom vedea imediat de ce. Chimioterapia este capabilă să selecteze anumite tumori extrem de rezistente. De asemenea, dacă pacientul cu cancer are și diabet zaharat, glicemia sau zahărul din sânge al acestui pacient va trebui coborât cât de mult, dar cel mult 110, ideal ar fi sub 100. Zaharina și ciclamatul la un pacient diabetic cu cancer nu au ce căuta. Deci, personal recomand cura naturală. Cine dorește, face ce dorește, eu nu indic, nu vreau să fiu înțeles greșit, nu contraindic, dar personal nu indic nimănui cura radiochimioterapică. De ce? Hai să vedem. În primul rând, cura naturală distruge doar tumora, nu și celulele normale ale corpului. Radiochimioterapia distruge și. Ce efecte adverse are cura naturală? O cură naturală corect condusă, datorită faptului că impune trecerea la un regim vegetarian total, singurul efect advers pe care îl poate induce este o stare discretă de balonare. Așa ceva am și eu, are orice vegetarian total, este mai balonat decât restul populației. Însă, radiochimioterapia sunt doar câteva dintre cele pe care vi le-am notat eu aici. Grețuri, vărsături, căderea părului, astenie, dureri de cap, complicații infecțioase, diaree, febră, erupții și alte și alte și alte și alte. Radiochimioterapia. Cura naturală crește drastic apărarea corpului. Radiochimioterapia scade drastic apărarea corpului. Cu alte cuvinte, eu spăl niște rufe cu Ariel și după care le arunc în noroi. Pentru ce să le mai arunc în noroi? Mai departe. Eficiența și randamentul în cura naturală sunt cu atât mai mari cu cât stadiul este mai incipient de cancer, dar există eficiență și în stadiile 3 și 4 de cancer. Însă cuvântul de ordine în stadiile avansate de cancer pentru radiochimioterapie este paliativ. Cura naturală, corect condusă, determină în cel mai rău caz menținerea în greutate, dacă nu creștere în greutate, în vreme ce radiochimioterapia întotdeauna determină scădere în greutate. Dacă există boli concomitente cu cancerul, radiochimioterapia pe acestea le va agrava, în vreme ce cura naturală le va ameliora sau va scăpa de ele. O mică paranteză. Primul meu pacient pe care l-am vindecat de cancer, când a intrat în cură naturală cu sucuri de fructe și alimentație vegetariană totală și crudivoră,
avea tensiune arterială 200 cu 120 sub 3 pastile de captopril. După 4 luni de cură naturală, vine disperat la mine: domn doctor, tensiunea mea este 110 cu 60 fără captopril. Ce mă fac? Se desfundaseră vasele. I-am zis: dragul meu, stai liniștit că se stabilizează. Acolo a înțepenit. Nu că i-am zis eu, dar acolo s-a stabilizat. Deci, tensiune arterială, cardiopatie ischemică și alte și alte boli, dacă sunt concomitente cancerului, cura naturală le ameliorează sau scapă de ele. În vreme ce radiochimioterapia le poate agrava drastic. Cura naturală este accesibilă în cele mai multe cazuri, având costuri rezonabile. La persoanele pe care le cunosc eu în România, suntem 4 care tratăm cancerul pe căi naturale, costurile nu depășesc 500 de euro pe lună, dar la unii, printre care și subsemnatul, costurile protocolului și ale componentelor sunt mult mai joase. Însă la radiochimioterapie, dacă costurile n-ar fi subvenționate de Ministerul Sănătății, nici un pacient nu și-ar permite radiochimioterapie, deoarece costurile sunt teribile, mergând chiar până la 1.000, 5.000 sau 10.000 de euro per cură. Deci costuri teribile. A, sunt gratuite, dar totuși cineva plătește. De asemenea, radiochimioterapia este o metodă de formare de radicali liberi extrem de periculoși, pe când cura naturală combate formarea radicalilor liberi și crește drastic nivelul antioxidant al sângelui. Dacă un pacient cu cancer, în afara analizelor uzuale de cancer, își face și alte analize, colesterol, număr de globule albe, număr de globule roșii, și le repetă în timp sub cură naturală, chiar dacă au fost alterări la început, constantele biologice se ameliorează vădit în lunile de tratament natural. Însă sub radiochimioterapie vor fi probleme majore, adesea necesară întreruperea radiochimioterapiei. Statisticile oficiale arată faptul că sub radiochimioterapie, vindecarea se face în cel mult una din 4 sau chiar 7 cazuri în formele incipiente de boală. Iar în formele avansate, stadiile 3 și 4, vindecarea este undeva la 1 din 20. Cred că realizați faptul că aceste procente sunt total nesatisfăcătoare. De asemenea, rețineți faptul că un pacient, chiar dacă are greutatea depășită, nu va face cură de slăbire în momentul în care acesta intră ori în radiochimioterapie, ori în cură naturală. Deci, cura de slăbire va fi lăsată după reușita curei respective. Există situații bine individualizate când este recomandată terapia chirurgicală. Dacă o anumită tumoră presează anumite vase de sânge sau presează anumiți nervi, dă dureri majore sau dă paralizii sau pacientul nu se poate alimenta sau sunt astfel de cazuri, este absolut necesară intervenția chirurgicală, îndepărtarea tumorii sau a ganglionilor și restabilirea căii de acces digestiv. Deci, compresii vasculare, limfatice, nervoase, etc. Folosirea curei naturale dă procente redutabile de vindecare și pentru cancerele în stadiile 3 și 4. Dacă pacientul este serios, dacă pacientul are o puternică motivație de a trăi și dacă pacientul nu a urmat multiple cure radiochimioterapice. Însă, dacă o persoană a urmat multiple cure radiochimioterapice, acea persoană va avea imunitatea prăbușită, acele globule albe de care am amintit la început vor fi la un nivel minim și, practic,
prin cură naturală, se va lovi doar prin antioxidanți și eficiența acestora nu trece de 40%. Dar dacă o cură naturală reușește să trezească acele limfocite T-killer, acel tip de globule albe, eficiența va fi maximă prin cura naturală. Câteva concluzii la final de drum. Există situații particulare de cancer. Mă refer la cancerul osos. Cancerul osos poate da probleme majore de tratament, fie în cura naturală, fie în radiochimioterapie. De ce? Oasele așa au fost prevăzute, așa au fost create, cu vase de sânge extrem, extrem de subțiri. Capac la toate, dacă pacientul este vârstnic, până la o anumită vârstă a avut un mod de viață nesănătos, chiar și acele vase care sunt foarte subțiri sunt și înfundate. Și atunci concentrarea antioxidanților în oase va fi minimă pentru că vasele sunt înfundate. Nu cumva să uitați, dacă în această sală există persoane care au avut cancer sau care au cancer, nu cumva să uitați că o persoană care a avut cancer și a fost tratată indiferent de metodă, fie cale naturală sau radiochimioterapie, va rămâne pe viață cu sensibilitate la cancer. Nu cumva să uitați asta. Există persoane, și nu puține, care se vindecă de cancer, yes, am scăpat de acum înainte, carne, lapte, brânză, ouă, țigară și așa, nicio problemă. Cancerul stă după colț și revine. Deci, atenți, orice persoană care a avut cancer va rămâne pe viață după ce s-a vindecat cu dietă vegetariană totală, nu cruduivoră, 50-75% fiert, 25-50% crud și cu un factor major de protecție anticancer pe viață. Și atunci nu va mai face boala. Însă dacă urmează radiochimioterapie sau urmează cură naturală și nu se va proteja, există șansa ca recăderea în cancer, el să o depisteze când deja este în stadiu 4 sau în stadiu depășit. Deci, dragii mei, vă jucați cu mine, vă jucați cu cine doriți, dar nu cumva să vă jucați cu cancer. Mai este o problemă foarte serioasă. Orice persoană creatoare de protocol anticancer va trebui să ia în calcul distrugerea tumorii pe cât mai multe căi. Și eu pacienților mei le scriu în protocolul anticancer o pildă sau o poveste pe care cu toții o știm chiar de la grădiniță. Nu știu dacă nu este povestea numărul 1 cu care începe grădinița. Făt frumos se luptă cu balaur. Și se luptă aici, se luptă și Făt frumos îl bagă pe balaur până în gât. Iar balaur zice, băi Făt frumos, dacă tu oricum mă scurtezi, dă și mie o picătură de apă. Făt frumos, băiat finuț, îi dă o picătură de apă, balaur prinde puteri și termină cu Făt frumos. Moral. Cancerul va trebui distrus pe nu știu câte căi. Nu cumva să-i dați un punct de sprijin, pentru că așa se va ține în disperare de acel punct de sprijin, ca nu cumva să se distrugă din corpurile dumneavoastră. Deci cancerul va fi trebui distrus fără milă, pentru că și el la rândul lui a fost și este fără milă pentru corpurile dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă spun faptul că fiecare din această sală va putea să nu facă cancer. Alegerea este a dumneavoastră. Am spus-o și o repet, cancerul nu este o fatalitate, este cel mai adesea apărut datorită modului de viață greșit. Întotdeauna pacienților care mi se adresează pentru terapie naturală anticancer, le spun următoarele lucruri încă din start. Personal, nu mă consider Dumnezeu. Vindecarea în cancer o dă Dumnezeu și doar El o dă când vrea.
Niciodată să nu uitați că, virgulă, cancerul este cancer, nu este altă boală. În orice terapie, fie că e naturală, fie că e radiochimioterapie, trebuie luat în calcul și eșecul acestei terapii, oricare ar fi aceasta. Însă cura naturală are beneficii mult mai mari și procente mult mai mari de vindecare decât cura convențională. Din proprie experiență pot afirma că o cură naturală corect condusă poate da între 80 și 100% șanse de vindecare în stadiile 1 și 2, 60-80 în stadiile 3, iar pentru stadiul 4, în funcție de extensia bolii, 25-40%, doar dacă pacientul este serios, n-a urmat o radiochimioterapie și, de asemenea, moralul acestuia nu este la pământ. Vreau să atrag foarte serios atenția pacienților cu cancer. Dacă aceștia le iau în brațe pe o să mor, până aici mi-a fost, am terminat-o, o să moară. Și reciproc, un pacient cu cancer, dacă are o puternică motivație de a trăi, ai bine, acea persoană va trăi. Mentalul unei persoane cu cancer contează enorm. Suplimentar, dacă aveți prieteni care s-au îmbolnăvit de această boală, nu cumva să fiți printre cei care merg și descurajează. Sunt foarte multe persoane în anturajul celor cu cancer care spun, vai, ai cancer, vai, o să mori, până aici ți-a fost. Pentru ce aceste cuvinte? O persoană cu cancer, mai mult decât oricare alta, trebuie încurajată, trebuie sprijinită, moral, financiar, trebuie mângâiată, atât fizic cât și sufletește, și se va vindeca. Dar dacă fiecare dintre noi mai putem, mai turnăm puțin gaz pe foc, ei bine, și din cauza noastră, acea persoană poate să aibă probleme foarte serioase.